Numărul fermelor de oi este în creștere în Sălaj. Potrivit datelor Asociației Crescătorilor de Ovine din județ, fermele produc în special pentru export. O astfel de fermă funcționează în localitatea sălăjană Zăoan. Am ajuns la ferma noastră. Ce aveți aici? Animale? Ce fel de animale și câte? Aici avem rasa Île de France și aici avem 300 de oi mame, deci pentru reproducție și miei. Bun, eu vă propun să mergem să le vedem. Este o fermă pe care ați înființat-o personal. Când ați înființat-o? Da, este o fermă care am înființat eu personal de la zero. A fost lăsat aici în prăpăd. Noi am încercat să punem cât de cât la punct și am cumpărat 190 de miele din Ungaria cu certificat, cu pedigre, deci rasă curată și 3 berbeci. Aveți așa și o trăsură foarte interesantă. Ce faceți cu ea? Da, mai mergem afară pe câmp. Da, mai mergeți la plimbare, așa-i? Da. E foarte interesantă, cu discuri de frână, cu ce Dumnezeu, e superbă. Da, asta e ceva modern. Cred că sunt foarte scumpe. Nu chiar așa. Nu, am înțeles. Aici? Da, vă rog, domnule inginer. Dacă în altă parte am distrus complet, am ras după fața pământului tot ce a fost legat de, zice, CAP, IAS, așa mai departe, aici au fost niște oameni înțelegători care au menținut în viață, cum să spune, au întreținut aceste clădiri și pe baza foștelor clădiri acestea, bineînțeles, cu o anumită investiție, dânsul și-a făcut această fermă, eu zic, de succes. Bun, haideți să intrăm. Pe unde intrăm prima dată? Intrăm pe aici. Ce aveți aici? Este un grajd. Aici avem un grajd unde acum au fătat oile proaspete. Avem 106 capete de oi și 162 de miei avem acum fătați. Foarte frumos, mieluți. Aveți casete foarte, foarte frumoși. Da, boxele astea au fost, așa am cumpărat grajdul, boxele astea au fost acum și noi am făcut separat școală la mine ca să le putem urmări mai bine, că n-am distrus așa. Nu era grajd expre pentru oi, dar noi am încercat să mai... Sunt foarte, foarte frumoase și văd că foarte bine îngrijite, le asigurați tot confortul de care au ele nevoie pentru a se dezvolta. Deci oile astea acum... Eu o lună de zile au început să fete, dar acum, deci cum am spus aici sunt 106 capete și sunt 106 cu 162 de miei. Cum vă descurcați cu furajarea lor? Furajarea de noi, avem furajarul, noi producem furajul și acum ne luptăm cu cositul, cu balotatul, noi producem tot furajul. În afară de porumb. Porumbul 50%. Și iarna țineți animalele aici sau aveți și în câmp? Iarna rasa asta se ține aici, dar și iarna. Deci ziua umblă afară, ala care n-o fătat. Deci ăștia începe să fete în 7 ianuarie, am împărțit în 3 serii ca să avem loc. Unitățile de profil vizează în primul rând exportul de ovine pentru carne.